Prima mea experiență a fost când mă duceam cu părinții la mare și niște, o familie de oameni francezi, cred că erau, aveau niște Asterix-uri, revista Asterix, și am fost foarte pasionat, le-am cerut să le văd, să mi le împrumute în tren, și mi-a plăcut foarte mult continuitatea povestirilor, personajele care erau foarte expresive, tot ce se întâmpla acolo, și cred că de acolo am avut un feeling legat de tot ce se întâmplă, asta fiind în elev, de, nu știu, în clasele 1-4, cred, de atunci am avut, mi s-a aprins pasiunea. În continuare, am dat la liceul de arte plastice în București, eu fiind original din Târgoviște, pe vremea respectivă nu exista nicio de arte plastice, între timp s-a făcut și acolo. Am reușit să intru, nu a fost secție, evident, de bandă desenată, dar am cunoscut oameni care au fost pasionați și mi-am continuat pasiunea. Încă din liceu am participat la saloane de benzi desenate care s-au ținut și la Craiova, Constanța. La fel, în facultate, absolvind secția grafică, am continuat pe lângă ilustrație să fac bandă desenată. În contextul actual lucrez la un proiect personal, sper să expun pe piață în curând. Am avut și albumul comun cu ceilalți 9 desenatori, următorul cadru, un experiment pe care aș vrea să-l recomand tuturor desenatorilor, pentru că munca în echipă este frumoasă, dincolo de cea în particular. Și în continuare lucrez, am idei pentru diferite proiecte, sper să reușesc să le finalizez. Legat de salonul de bandă desenată de la Brașov, subiectul a fost interesant, cel istoric. Am avut de unde alege, au fost foarte multe subiecte. Cea cu care am ales eu, cu Caritas, este o temă actuală din zilele noastre, adică am trăit majoritatea dintre noi acele vremuri. Probabil că mulți dintre noi am și pus la Caritas. Și am avut un feeling, ca să zic așa, legat de toată treaba. Și m-a inspirat, pentru că în povestire explic cum diferiți oameni din diferite pături sociale văd ei cum ar putea să îmbogățească peste noapte. Și această promisiune a realizării financiare fără să muncești.